Buonasera, vă felicit pentru răbdarea cu care ați stat. Acum la mine ar trebui să fie cel mai simplu. Se vorbește de vreo 5 ore, peste 10 speaker despre excelență. Eu nu mai prea am ce să vă zic, cred că mai bine mă duc acasă și nu prea am cu ce să completez. Deși o să încerc. Diferit față de prezentările colegilor mei de scenă, eu nu o să fiu așa de emoțional. Ați văzut aici câteva prezentări foarte emoționale și interesante și care ne-au marcat mental. Eu o să încerc să fiu puțin mai pragmatic. Am pregătit o prezentare structurată în care o să vă dau câteva idei legate de excelență. Vreau să-mi ziceți câți dintre voi iubiți ceea ce faceți. Una din ideile în care am discutat, uite, aproape jumătate dintre voi. În momentul în care iubești ceea ce faci, teoretic este un pic mai ușor să atingi excelența, să pui pasiune, cum a vorbit Victor cu pasiune despre proiectele lui. Provocarea și problemele sunt în momentul în care trebuie să atingi excelența în ceea ce faci și poate nu iubești acel lucru, poate nu ți-ai dorit de mic să fii, nu știu, trainer, sau fiecare dintre voi, dintre dumneavoastră, ceea ce sunteți. Și aici pot să apară probleme. Am încercat să definez câteva lucruri. Unele dintre ele o să reușesc să le ating, altele o să vă ridic niște semne de întrebare. Din punctul meu de vedere, am tot vorbit despre excelență toată seara. Cred că putem să o structurăm în câteva cuvinte, în câteva idei pe care ar trebui să le facem ca să atingem excelența. În primul rând, din punctul meu de vedere, ca să fii excelent într-un domeniu sau într-o activitate, trebuie să fii competent în acel domeniu. După aceea, competența aceasta trebuie dublată de atitudine. Dacă ai și competența și atitudinea care îți trebuie, mai ai nevoie de dezvoltare și mai ai nevoie de un caracter foarte potrivit. Și aici am ajuns la acea propoziție, acea frază din introducere, în care vorbeam de lască bine și așa sau good enough. Acea carte care una dintre antevorbitoarele mele a prezentat-o lui Jim Collins, From Good to Great, el spune că cel mai mare dușman al excelenței este când spui lască bine și așa. Și am încercat să vă prezint câteva idei. Ce vedeți acolo este o sinteză a unei cărți a lui John Maxwell, care spune că talentul nu este suficient. Ca să obții excelența în ceva, e bine și e recomandat să ai talent, să fii bun, să ai calități în domeniul respectiv, dar pe de altă parte mai ai nevoie și de alte calități. Și ajungem la Steve Jobs. Steve Jobs l-au mai amintit o parte din cei care au vorbit înainte, care formulează și el și cei care au analizat munca și activitatea și cariera, câteva idei pe care el le recomandă pentru a face și pentru a ajunge la excelență. Primul dintre ele vorbește despre a pune pasiune în ceea ce faci. Să-ți construiești o carieră, să-ți construiești o activitate în care să faci ceea ce îți place. Dacă nu faci ceea ce îți place, măcar să găsești argumente, să găsești lucruri care te motivează, care te pasionează și care contribuie la rezultatele, la performanța pe care o livrezi. După aceea, în viziunea lui Jobs, este nevoie de viziune. Trebuie să știi unde vrei să ajungi. Au zis și alții înainte, trebuie să ai scris niște obiective, să ai niște lucruri pe care ți le propui și trebuie să aduci valoare în ceea ce faci. El spune să aduci o contribuție și să lași o urmă în jurul tău univers. Cred că e foarte important să te gândești cum ai vrea oamenii să te țină minte, pentru ce, și să lupți, să faci lucrurile în așa fel încât să se întâmple acest lucru pe care ți-l dorești. Cu siguranță, a zis cineva înainte, Jobs nu era cel mai iubit sau cel mai simpatic, dar cu siguranță a lăsat o urmă după cariera lui și în ceea ce a făcut. O altă idee, care iarăși are legătură probabil și cu cititul, promovat de Victor, vorbește de gândire. Creierul nostru e o armă foarte importantă și cred că cu ajutorul creierului, dacă îl folosim corect, dacă îl folosim la capacitate, cât mai aproape de maxim,
avem șanse destul de mari să atingem excelența. Din acest punct de vedere, vă sugerez să gândiți, să vă folosiți această armă, să vă folosiți creierul. După aceea putem vorbi de clienți, de parteneri, de colaboratori, de cei din jurul nostru cu care interacționăm frecvent. Și sfatul lui Steve Jobs este să vinzi vise, să vinzi experiențe și să nu te limitezi doar la produse. Cam asta se întâmplă în jurul nostru, în viața pe care o trăim. Nu se mai vând produse sau caracteristici, ci este din ce în ce mai mult vorba de vise, e din ce în ce mai mult vorba de experiențe, de emoție, de lucrurile psihice. După aceea, Steve vorbește de design, de a analiza foarte mult lucrurile, de a alege detaliile importante, de a simplifica, chiar să ai capacitatea și puterea de a refuza ce nu este esențial. Să spui nu la o mie de lucruri dacă nu sunt esențiale, dacă nu ne ajută, dacă nu aduc valoare, dacă nu contribuie cu ceva la atingerea excelenței sau performanței pe care ne-o propunem. Creați experiențe în mintea oamenilor, creați experiențe, fiecare suntem la un eveniment de prezentări și de vorbit în public, prezentările și modul în care vorbea Steve Jobs sunt de referință pentru experiențele deosebite pe care le crea în audiență și felul în care erau percepute și cât era de convingător. În final, e foarte importantă comunicarea, să ai o poveste, să gestionezi așa cum trebuie comunicarea, mesajul pe care îl transmiți și felul în care ceilalți înțeleg și percep mesajul și ceea ce ți-ai propus. Probabil că unii ați citit deja biografia și autobiografia și toate materialele despre el, alții probabil că v-ați propus sau o să faceți, au fost și filme, cred că în continuare, chiar dacă a murit de câțiva ani, este o sursă de inspirație. În continuare, în următoarele 5-6 minute, dacă mă gândesc un pic cum sunt timing-ul pe slide-uri, o să vă vorbesc de excelență din alt punct de vedere, al unei alte afaceri de la hotelurile Marriott. Ei sunt o referință în acest domeniu pentru că trebuie să atingă excelența în medii diverse, pe continente diferite și cu echipe foarte diferite. Și au niște reguli care ei le propun pentru a avea succes sau pentru a atinge excelența. Prima dintre ele, care ați văzut înainte, spunea să cauți perfecționarea continuă pentru tine și pentru echipa pe care o conduci. A doua vorbește de colegi, de colaboratori, de angajați, de cei cu care lucrezi. Să ai grijă de ei, să ai relații bune cu ei, pentru că ei vor avea grijă de clienți, vor avea grijă de ceilalți colaboratori, clienții, de exemplu, se întorc dacă sunt tratați corect. Povestea asta este foarte interesantă pentru că foarte mulți ne concentrăm pe clienți și uităm de angajați sau de colegi. A treia idee de la Marriott vorbește de felul în care se sărbătorește succesul. În momentul în care avem un succes, în care avem o reușită, ar trebui să fie întregi echipe, a tuturor celor care au contribuit la echipă și nu doar a unei singure persoane care își asumă succesul sau atingerea excelenței. Asta se întâmplă de cele mai multe ori în filmele americane polițiste, în care sunt câțiva care muncesc tot filmul sau toată acțiunea și la sfârșit vine capitanul și mulțumește și el face poze și apare în ziare și este decorat. A patra idee legată de excelență, de bun simț și logică, spune să reușești să te autocunoști și să-ți dai seama la ce ești foarte bun. Să identifici punctele tale tari și să profiți de ele. Dacă reușești să știi la ce ești foarte bun, ai șanse mari să punctezi, ai șanse mari să profiți de aceste calități pe care le ai. După aceea, și asta iarăși pot să fac legătura cu o vorbă românească, al cincelea principiu spune, acționează acum. Avem și noi lucrurile astea, lasă că fac mâine, sau de luni mă apuc, sau din toamnă, sau de anul viitor fac sport, sau mă apuc de citit, dar n-am acum timp că e vară, sau tot felul de alte lucruri. Încercați să fim oameni, să fiți oameni ai acțiunii și să acționați astăzi, mâine, acum, deci să faceți lucrurile la momentul potrivit. Din nou apare comunicarea, ca și la Jobs, pentru că din punctul meu de vedere, comunicarea e cheia. N-am prea văzut oameni care să spună, noi nu știm să comunicăm foarte bine. Toată lumea cu care mă întâlnesc și probabil cu care vă întâlnesc și voi spun, dar ce așa mare filozofie cu comunicarea,
Eu știu să vorbesc foarte bine, nu-i suficient. Trebuie să știi să asculți, trebuie să știi să pui întrebări, trebuie să știi să dai și să oferi feedback. Acolo e un mind map, o hartă mentală a câtorva lucruri care se pot discuta despre comunicare și nu erau toate. Al șaptelea principiu vorbește de a fi vizibil, să vezi și să te vadă lumea, să fii prezent. Să ai informații, să urmărești lucrurile, de asta am pus acolo un vultur care vede de la distanță și este în același timp și observat și observabil de către ceilalți. Dacă vrei să ai succes, dacă vrei să fii apreciat de ceilalți, dacă vrei să fii perceput ca o persoană cu o performanță bună, apropiată de excelență, trebuie să fii vizibil și mai mult să fii accesibil. Iar și o idee care mie îmi place foarte mult la Marriott, care spune succesul stă în fiecare detaliu. Credeți că e complicată formațiunea aceea a cocorilor sau a celor păsări care merg în spre țările calde? Pare că nu e complicată deloc, dar cu siguranță sunt atente la fiecare detaliu. Sunt o felul de reportaje pe Discovery sau pe National Geographic în care explică de ce au ales formațiunea asta, cum aleg cine stă în vârful, cum aleg păsările care stau la spate sau ce se întâmplă dacă cineva obosește, se îmbolnăvește și nu mai poate să meargă împreună cu ceilalți. Hire for attitude, train for skill. Sunteți familiar cu conceptul acesta? Angajează oamenii pentru atitudinea lor, învață-i competențele de care au nevoie. Asta se întâmplă de cele mai multe ori în lumea din jurul nostru. Toată lumea caută competențe, caută oameni școliți, învățați și neglijează atitudinea. Din anumite puncte de vedere, de foarte multe ori e mai importantă atitudinea și potențialul și ce își doresc oamenii să facă și multe alte lucruri le pot învăța. Ne apropiem de final cu aceste principii. Unul dintre ele spune să nu faci jaba la calitate. Dacă vrei excelență, trebuie să livrezi calitate. Am văzut unii care zic, nu, de data asta nu-i dau așa de calitate că nu se pricepe. Sau nu mi-a cerut. Sau nu o să-și dea seama că nu a primit cel mai bun lucru sau cel mai bun serviciu. Pot să apară probleme. Încercați să livrați de fiecare dată o calitate constantă. Aici sunt niște, e o poză care probabil că o vedem de multe ori și pe drumurile noastre. Sau o vedem în presă sau în poze. Se întâmplă greșeli. Trebuie să încercăm să eliminăm cauza greșelilor. Și nu doar să facem curățenie și să ascundem mizeria supreși. Unii râdeau și ziceau, dar e ok, că avem două poduri. Nu știu dacă e chiar așa. Ultimul principiu, și o să mă opresc cu Marriott, vorbește de câteva lucruri, de o idee care am mai auzit-o și în speech-urile anterioare. Căutați oportunități. Aproape orice problemă, aproape orice situație cu care ne confruntăm, sau lucru pe care îl avem de rezolvat sau decizie de luat, ne oferă oportunități. Trebuie să... Cea colega dinainte, să avem o minte liniștită sau ceva de genul ăsta, ca să fim capabili să vedem oportunitățile și să vedem ce putem câștiga, cum putem profita, unde putem să ne dezvoltăm în momentul în care apar probleme. Vreau să vă întreb, pentru că suntem la un eveniment de vorbit în public, de ce credeți că avem nevoie ca să atingem excelența în public speaking? Empatie, altceva? Antrenament, încredere, ați obosit un pic, deja ora e destul de înaintată. Eu am făcut o selecție de 4 idei care le-am luat de la Brian Tracy. Are o carte, Speak to Win. Și în cartea aceasta propune 4 idei pe care el spune că le ai nevoie ca să poți să atingi excelența în public speaking. Prima dată trebuie să-ți dorești. E clar, nu vreau să ajung un vorbitor în public foarte bun, un vorbitor de public excelent. În momentul în care îți dorești suficient de mult acest lucru, e un prim pas pentru a mă duce mai aproape de obiectivul meu de a atinge excelența în oratorie și în ceea ce urmează. După ce vorbesc de dorință, trebuie să iau o decizie. Nu e suficient să-mi doresc ceva, trebuie să și decid să fac ceva în acel sens. Și să iau decizia să mă pregătesc, să mă învăț, să exersez pentru a deveni un vorbitor în public foarte bun. Decizia asta este foarte importantă să o iau cât de repede, să o iau la momentul potrivit și să o pun în aplicare cu un plan foarte bine pus la punct. Ca în multe alte domenii și în ideea asta de a deveni excelent în vorbire, e nevoie de un cuvânt de acolo, cred că e al treilea, de disciplină. E nevoie de disciplină ca să atingi excelența aproape în orice domeniu.
destul de greu să vină altcineva pentru noi să facă lucruri, să vină altcineva să ne urmărească. Eu am întâlnit și atitudinea asta. Eu nu știu să vorbesc, dar angajez pe cineva care vorbește. Eu nu știu să vând, dar angajez pe cineva care vinde. Eu nu știu să mă îmbrac, dar angajez pe cineva să mă îmbrace. Atunci tu ce faci? E nevoie de disciplină, e nevoie să îți impui anumite lucruri și să te și ții de ele. Și nu în ultimul rând, și asta cred că e ultimul slide și ultima idee care vreau să vă prezint, vorbește de determinare. Să fii suficient de hotărât, să fii perseverent, să insiști, să faci lucrurile pe care ți le-ai propus. Și fie că vorbim de public speaking, pentru că despre asta am vorbit în ultimele 2-3 minute, fie că vorbim de orice alt obiectiv pe care îl aveți, din punctul meu de vedere, cu suficientă determinare, aveți șanse mari să vă atingeți obiectivele. Cred că la asta vreau să vă gândiți după ce se termine evenimentul acesta, cum vreți să vă țină minte cei din jur. Când vă mai întâlniți cu ei, când... sau ca să mă duc cel emoționat, după ce nu o să mai fiți, da? După ce murim. Vreți să vă țină minte ca cineva suficient de bun, good enough? Cineva care făcea lucrurile de genul, las că e bine și așa, sau pe cineva care a atins excelența sau măcar și-a propus și a făcut eforturi ca să fie excelent. Vă mulțumesc, seară plăcută și felicitări pentru acest eveniment.